Moarte cu semne de întrebare în sectorul Ciocana. Un bărbat de 31 de ani a fost găsit strangulat într-un bloc de locuit. Totul s-a întâmplat în după-amiaza zilei de 19 februarie pe strada Maria Drăgan din capitală. Potrivit polițiștilor, cadavrul bărbatului a fost găsit la etajul tehnic al blocului unde locuia de către tatăl acestuia, care a și alertat poliția. La examinarea de către medicul legist pe suprafața corpului nu au fost depistate urme de moarte violentă. Pe cazul dat, Inspectoratul Ciocan a deschis o anchetă. Versiunea preliminară este că tânărul s-a sinucis. La fața locului nu a fost găsit niciun bilet de adio. Bărbatul decedat locuia împreună cu părinții. Acesta nu era căsătorit și nu avea copii. Ofițerii de investigație urmează să stabilească ce l-a făcut pe bărbat să recurgă la acest gest.